Suntem acasă la celebrul Marian Aliuță. Mulțumesc că ne-ai primit. Și eu vă mulțumesc pentru că ai o casă foarte frumoasă. Mulțumesc. Și o curte spectaculoasă. N-am văzut așa curte în București, jur. Am făcut-o pentru familie, să simtă bine și chiar mă bucur că aici mă regăsesc și îmi găsesc tot timpul liniște. Cum ți-ai început tu cariera și cine te-a îndrumat? Pentru mine fotbalul a însemnat totul, în afară de familie, lăsând la o parte familia. Asta am simțit de când eram mic, 3-4 ani, mă jucam cu mingea, iar pe la 5 ani pot să spun că din ce mi-aduc aminte, vag, așa, erau persoane care mă puneau să dau la poartă, să driblez. Eu cred că m-am născut cu fotbalul în sânge, da. Când ai început? Deci la 3-4 ani făceai așa antrenamente, dar când ai început? Nu antrenament, nu pot să spun antrenament. Mă rog, mă jucam cu mingea. Când ai început primele antrenamente serioase? În 86. Aveam 8 ani, la selecție, la Steaua, clubul meu de suflet. Pot să spun că toată copilăria mi-am petrecut-o acolo. Eu mă regăsesc în această familie Steaua. Pot să spun că dacă mâine m-ar duce cineva în acest club, mă refer la stadionul Ghencea, cu ochii închiși știu fiecare colț al stadionului. Cum a fost copilăria ta acasă, la părinți? Noi suntem 4 frați. Cum erau timpurile înainte, pe timpul lui Ceaușescu, era, pot să zic, foarte greu. Dar, în ciuda faptului că eram 4 copii, chiar nu ne-au lipsit multe lucruri. Nu ca acum, da, copiii din ziua de azi au cam totul. Eram, pot să spun, la limit. Aveam mâncare, îmbrăcăminte, n-aveam 10 rânduri, aveam 2-3 rânduri, dar eram mulțumit și împlinit. Ne descurcam, da. Se descurcau părinții. Da, da, da. Visul meu a fost să joc la Steaua. Mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să ajung să joc pentru clubul care mi-am dorit cel mai mult. Eu pot să spun că m-a ajutat foarte mult. Am avut un antrenor, Dumnezeu să-l ierte, Petre Mihai. Cred că a fost unul dintre cei mai buni antrenori de la Centrul de Copii și Junior al Stelei. Care a fost senzația aia în care știai că toată lumea e cu ochii pe tine, pe gazonul de fotbal, că ai ajuns atât de celebru, de important? Bănuiesc că și banii erau pe măsură, au început să vină primii bani, nu? Da, eu când primii bani i-am luat, eram tot legat de Steaua, ne-au dat împrumut pe la Steaua Mizil, în Liga a doua. Aveam 16-17 ani și am primit, țin minte și acum, vreo 1000 de dolari. Wow, erau bani! Și la Mizil așa era și îți dădeau vin. Și am adus lui tata vin și 1000 de dolari. Cu școala, cum împăcai școala, lecțiile cu fotbalul? Cu școala mai greu, că așa erau timpurile, na, maxa mai mult pe fotbal. Am fost la școală, am terminat liceul, am luat bacul, deci nu se pune problema să nu fi fost deloc la școală. Cum a fost cu prima iubire? Așa, tânăr, frumos, sportiv. Când te-ai îndrăgostit prima dată? M-am îndrăgostit și eu când aveam, nu știu, 16, 17. Deci când ai început să câștigi primii bani? Da. Păi 16, 17 ani așa aveam, am avut și eu prieteni. Dar pentru mine, și sincer vorbesc, nu spun acum că sunt însurat, singura femeie care am iubit-o și o iubesc și nu mă văd fără ea, este soția mea. Cum ai cunoscut-o? Printr-un văr de al meu. El tot îmi spunea, hai să-ți fac cunoștință cu o fată, hai să-ți fac cunoștință. Și într-un final zic, hai că merg. Nu știam cu cine, dar zic, nu. Mi-a făcut cunoștință și de atunci... Ați rămas împreună. Da, avem 22 de ani. Și cum te-a cucerit? Adică... Bănuiesc că aveai bani, aveai mașină, aveai glorie. La început... Cum te-a cucerit Gabriela? Cum te-ai îndrăgostit de ea? Ei au avut bani. Părinții ei au avut bani. Eu când m-a cunoscut ea, deja eu cheltuisem bani, aveam doar una garsonieră asta, banii se dusese, mașina, cum era la început, în toate gropile.
nu eram chiar foarte bine cu banii. Ea, în schimb, era foarte bine. Pe mine m-a cucerit, în primul rând, era foarte cuminte, știam de familie ei că e de familie bună și îmi doream o fată lângă mine care să am liniște, pentru că eu asta îmi doream familie și să joc fotbal, ceea ce am și reușit. N-au existat și la tine tentațiile astea, că ești unul din puținii fotbaliști care, uite, vorbește atât de frumos despre familie, sunt alții la care tentațiile de multe ori au pus capăt unor relații, nu au început pus. Alte relații. Nu s-a pus problema și nu pot să spun că eu am fost ușă de biserică, da? Nu am fost. Deci n-ai fost ușă nu de biserică. Nu am fost și așa sunt, așa am fost, mai bine zis, că dacă zic așa sunt, nu-i bine, că e în prezent. Așa am fost. N-am avut niciodată probleme, că s-a mai pus problema, am mai fost și eu prins, văzut. Te-a și prins? Da, prin ziare am mai fost prins. Și s-a mai pus problema că divorțez, niciodată nu s-a pus. N-am vorbit cu mine și am încercat iar să fiu cu minte, prin curte, prin casă, prin... Dar nu, avem o relație foarte frumoasă, ne iubim foarte mult. Eu cred că ăsta este echilibru și de aici pleacă toată liniștea. Cum v-ați căsătorit și după cât timp? Păi ne-am căsătorit după 2 ani. Bine, am plecat împreună, a rămas gravidă și am făcut și nuntă și botez. În același timp. Da, deja plecasem de la Sheriff Tiraspol și ajunsesem într-un loc de care pot vorbi cu... Deci după Steaua, a doua echipa mea este și actor. Eu am avut cele mai mari realizări, iar eu dacă am ceva astăzi, am datorită lor. Acolo am reușit să câștig bani foarte mulți. Cam cât așa? Mulți, la, nu știu așa, dar dacă aveam prime de 50.000, de 100.000 în anii 2000, wow. Eu cred că vorbim de foarte mulți bani. Eu când am ajuns la Shakhtyor, eu sunt primul român din istoria clubului, primul străin. Eu cred că am greșit că am plecat de la Shakhtyor să vin la Steaua. Aș fi venit și aș face același lucru, dar dacă aș da timp înapoi, n-aș mai pleca atunci când am făcut-o. Trebuia să mai stau 4, 5, 6 ani și pe final de carieră să vin să-mi îndeplinesc visul să joc la Steaua. A venit după aceea un moment mai critic în cariera ta, când a început să te doară spatele, nu? Am avut hernie de disc, dar pe final de carieră am avut. Mi-am făcut niște controle atunci. Era Pompilu Popescu, m-a trimis la el și mi-a zis clar, nu mai poți. Chiar cum nu te-ai mai simțit puteam. Atunci? Nu, în momentele alea îmi doream să mai joc, dar am avut un an, pot să spun, în care eu piciorul drept nu l-am simțit. Deci nu îmi doream decât să fiu sănătos, nimic altceva. După ce mi-a trecut, iar m-a luat nebunia și îmi doream să joc. Nu s-a mai putut. Din păcate. Și atunci te-ai reinventat, practic, nu? A venit momentul în care ai devenit om de afaceri. Eu am făcut asta cu fratele meu. Eu am venit cu banii, el a venit cu ideea. Și am construit prin 2008, jucam la Timișoara. Deci încă jucam, dar eu nu știam, nu mă pricepeam, l-am lăsat pe el, i-am dat banii, a construit el, eu mi-am văzut de fotbal. Când am terminat cu fotbalul, am început împreună și aveam un teren prin sectorul 5 și am zis hai să luăm banii, pentru că noi blocul care îl făcusem nu l-am vândut, noi ne-am gândit să-l închiriem. L-am închiriat o perioadă, a venit criza, dar pe noi nu ne-a afectat pentru că erau bani câștigați din fotbal și nu aveam nicio problemă. Am vândut blocul. Am luat banii și de acolo am plecat. Deja nu mai jucam fotbal și primul bloc l-am făcut cu fratele meu, după care ne-am despărțit. A continuat el singur, eu am plecat singur și împreună, dar separat, am reușit să facem ceva. Și deci acum faci blocuri? Da.
E rentabil? Adică merge o afacere ok? Da, în momentul de față, da, este o afacere corectă, poți câștiga bani, dar prin foarte multă muncă și răspundere. Pentru că nu e ușor așa să te trezești, construiești, ai răspunderi. Ai o casă superbă și aș vrea să te întreb, cine a fost cu ideile, cu designul, tu sau soția? Îmi pare rău că soția nu este acasă acum. Ea singură. Ea singură a făcut-o aici? Fără designer, fără nimic, ea cu ideile ei. Deci tot ce s-a întâmplat și în curte și în casă, sunt doar Deci, practic, ideile. Voi ați cumpărat un teren, era o casă veche, mi-ai povestit? Da, am cumpărat. Ați demolat-o, nu? Am demolat și am construit casă. Superbă este. Și culorile, tot ea a făcut singură, tot... Tot. Iar în curte acolo tu n-ai pus niciun brăduț, nicio plantă, nimic? Nimic. Nimic? Nu, n-am făcut nimic.